Bună ziua, mulțumim că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea În Gardă. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Cu mare drag. Vorbim despre un ultim an atipic, chiar și din punct de vedere medical, chiar dacă medicina de bază are, desigur, rădăcini adânci. Vorbim despre o stare emoțională precară, chiar și în rândul medicilor, deși sunt obișnuiți să vadă multe și să treacă prin situații limită. Chiar și așa, cum v-a afectat pe dumneavoastră acest ultim an? Pentru mine acest ultim an a fost destul de greu. Dacă la începutul pandemiei s-a organizat un sistem de gărzi prin rotație, 6 zile la spital, 12 zile acasă, din cauza faptului că eu sunt singurul urolog și colegii n-ar fi putut rezolva urgențele, iar urgențele nu pot să aștepte 12 zile până mă întorc, eu nu am intrat în acest sistem de rotație de gărzi, ci am fost prezent zilnic la spital de la începutul pandemiei și până acum. A fost destul de greu, chiar dacă programul se termina, dacă urgențele erau, sau seara, dacă veneam urgențe care nu puteau fi trimise la Iași, veneam de acasă și încercam să rezolv. Am avut zile, sâmbete, duminici, în care am venit chiar și din alte județe. Eu am plecat la părinți, la Sofia, la Suceava, la Bacău și am venit ca să ajut pacienții. Chiar în ultimul timp am fost atât de mult de asaltați de urgențe încât de multe ori ajung acasă doar ca să fac un duș și să mă culc. Nu mai apuc nici să mai văd copilul uneori. A fost destul de greu. Acum, privind în urmă, poate ni se pare ciudat, dar atunci trăiam cu toți o stare de panică vis-a-vis de această pandemie, impusă de mass media, impusă de imaginile provenite de atunci din China, cu oameni care cădeau în picioare, cu medici care mureau încercând să ajute. Sigur, era un necunoscut. Da? Era un factor necunoscut cumva. Da, intrasem într-o stare de panică, mai ales că toată lumea cumva compara această pandemie cu cea din 1918, în care au murit 5% din populația globului, iar atunci mijloacele de a te mișca și de a călători erau mult mai grele și mai puține și ne-am gândit că această pandemie va evolua mult mai puternic. Faptul că nu a fost așa și că pandemia este cât de cât ținută sub control la nivel mondial, asta este un lucru care trebuie să ne bucure, nu să ne facă să ne relaxăm. Panica a trecut, dar vigilența rămâne. Ne-ați spus la un moment dat că abia dacă ajungeați acasă și atunci pentru a face un duș și pentru a vă odihni. La începutul carierei v-ați gândit vreodată că veți ajunge pe parcursul carierei dumneavoastră să treceți prin astfel de momente, să nu aveți timp să mai stați cu familia? Sau? Eu când am ales meseria de medic și mai ales meseria de chirurg, am preferat să fac lucrul ăsta pentru că îmi place să fac lucrurile cu mâinile mele și să văd că după mine am făcut ceva și s-a rezolvat. A venit pacientul cu o problemă și pleacă fără aceasta. Mă așteptam să fie greu, am avut pe mama care a lucrat în domeniu și mă așteptam să fie greu, dar sincer în ultimul an la Roman aici a fost medicină de război, n-a fost medicina obișnuită. Și în timpul rezidențiatului, știind că voi ajunge și voi fi singur pe specialitate aici, am preferat să învăț cât mai mult și ajunsesem să am 11 gărzi într-o lună ca și medic rezident. M-am obișnuit cu munca și cu statul mult la spital, dar în ultimul an, într-adevăr, munca a fost foarte multă și foarte grea. Vorbim de acest debut al pandemiei în continuare, încă puțin, pentru că vreau să vă întreb despre acea situație când, la un moment dat, medicii aveau interzis la cabinetele private și erau nevoiți să lucreze doar în spital, tocmai pentru a limita răspândirea virusului. A fost acea măsură bună, mai puțin bună, din punctul dumneavoastră de vedere? Având în vedere că pandemia era de la debut și nimeni nu știam cum va evolua, eu consider că a fost o măsură foarte bună. Trebuia să vedem cum evoluează pandemia, trebuia să stabilim niște reguli, să facem cumva ca
să avem niște protocoale, niște reguli prin care să putem vedea în continuare în siguranță pacienții. Acum, privind retrospectiv, într-adevăr, putem spune că au fost măsurile poate prea restrictive sau am fost direct interesat, soția fiind medic stomatolog și aproape 3 luni trebuie să stea acasă. Poate a fost și o problemă economică pentru mulți colegi. Da. Dar, având în vedere că era un necunoscut, lucrurile au fost normale din punctul meu de vedere. Nu trebuie să ne așteptăm la... Și nu putem critica acea parte pentru că la început toată lumea, cum spuneam, toată lumea era panicată și lucrurile au fost bine. Acum, privind retrospectiv, într-adevăr, poate starea de urgență ar fi putut dura un pic mai puțin, poate ar fi trebuit pusă starea de urgență atunci când au crescut foarte mult numărul de cazuri, dar... Cumva s-au luat niște măsuri și în baza acestui necunoscut despre care vorbeam mai devreme. Știți de ce v-am pus întrebarea anterioară? Pentru că de teama infectării sau de teama că medicii îi bagă la COVID cu ghilimelele de rigoare, mulți dintre pacienții care necesitau îngrijiri de specialitate au evitat spitalul. Cum v-ați convins pacienții să vină la spital? Mai ales că în acea perioadă erau cabinetele private închise și chiar și după ce s-au redeschis. E destul de greu să convingi pacientul că trebuie să vină la spital. Poți să îl ajuți în a lua o decizie spunându-i că acest spital roman fiind non-COVID, toți pacienții care urcă pe secție teoretic sunt non-COVID, cu toate că știm că există acea perioadă de latență a virusului în care nu este depistat sau sunt și acele teste false negative și pot scăpa pacienții de sus. Teoretic, pacienții care ajung pe secție sunt non-COVID și acesta a putut ajuta. Eu sunt un medic care prefer să spun lucrurilor verde în față, nu mă dau după deget, nu îi spun unui pacient că s-ar putea să aibă o problemă mai ușoară decât preved că este în realitate. Și de obicei, spunându-i verde în față pacientului, cumva îl sperii un pic ca să înțeleagă gravitatea problemei. Pe de altă parte, dacă nu este o problemă atât de urgentă, prefer să-i spun, uite, mai așteaptă, mai vedem ce se mai întâmplă cu pandemia, nu este urgență, n-ai să mor din această boală, poți să mai aștepți. Am înțeles. Cum au decurs intervențiile chirurgicale pe perioada pandemiei? S-a schimbat ceva din această perspectivă? Cum spuneam, totuși, de un an aproape, facem medicină ca medicină de război. Pacienții care vin, mulți din ei sunt foarte gravi, sunt pacienți neglijați, pacienți care vin cu ultima suflare și trebuie să încerci să faci ceva pentru el. S-a întâmplat să fac intervenții care poate în alte părți nu s-ar fi făcut decât în bloc operator, le-am făcut pe un pat de terapie intensivă sau în urgență, în UPU, încercând să ajut pacientul și să îi ofer cea mai bună șansă la viață. Intervențiile au fost în principiu cam aceleași, numai că gravitatea cazurilor a crescut. Și atunci, chiar dacă eu aș fi făcut același lucru la un bolnav și care a venit acum, dacă același lucru l-aș fi făcut acum 2 luni, poate ar fi fost mai bine. Intervenția a fost aceeași, dar recuperarea era alta. Uh-huh. Chiar în perioada pandemiei ați efectuat o operație 3-in-1. Este vorba de acea intervenție mediatizată, atât de spital, cât și de presa locală. Vreau să ne povestiți despre ce este vorba. O intervenție, din ce știu, destul de delicată și complexă pentru municipiul Roman, da? Da, de când am venit aici am beneficiat de suportul atât a colegilor chirurgi care m-au încurajat și m-au ajutat în intervenții ca să fac cât mai multe intervenții și cât mai complexe și am beneficiat și de suportul medicilor de terapie intensivă, fără de care nu putem să operăm. Dacă o operație într-o clinică universitară ar fi durat 3 ore, la mine, fiind un pic mai la început, poate ar fi durat 4 ore. Colegii totuși m-au înțeles, m-au susținut și m-au ajutat. Este vorba despre un pacient care s-a prezentat la mine pentru sânge în urină de ceva timp. La o ecografie am ridicat suspiciunea unei tumori la nivelul rinichiului.
care ulterior a fost confirmată la computer tomograf. Problema este că până să aștepte programarea și să vină pacientul pentru intervenția chirurgicală, a dezvoltat o colecistită acută, o problemă la colecist, motiv pentru care l-am internat, rinichiul afectat fiind tot pe partea dreaptă, la fel unde este și colecistul. Am discutat cu colegul meu, dr. Molodoi, care m-a ajutat în cadrul intervenției și am încercat o variantă laparoscopică pentru a rezolva atât rinichiul cât și colecistul. Am intrat în sală, am rezolvat întâi partea de rinichi, fiind un pic mai complicată și cu risc de sângerare mai mare și riscul de a converti de la operație laparoscopică la clasică mai mare. După ce am rezolvat și am deconectat rinichiul, l-am lăsat pe loc și ne-am concentrat asupra colecistului. Colecistul a fost scos de către dr. Molodoi, după care, uitându-ne spre zona pelvină, pe unde ar fi trebuit să scoatem rinichiul și să tăiem și o bucată de vezică, asta fiind intervenția care trebuia făcută, am văzut că și apendicul era inflamat, iar acesta ar fi putut pune probleme în postoperator și ar fi necesitat o reintervenție, motiv pentru care am decis, din punct de vedere tactic, să scoatem și apendicul. De asta a ieșit o operație 3-in-1. De fapt, au fost cam 4 operații, pentru că am avut și partea de tăierea unei bucăți de vezică pentru a scoate ureterul cu totul. Operația a decurs bine, a fost într-un timp destul de bun, 5 ore a durat și pacientul s-a recuperat foarte bine și l-am văzut la control și este foarte bine. Nu este singura intervenție, să spunem așa, dacă vreți, cumva, dincolo de delicatețe și de complexitate, cumva spectaculoasă. Spun pentru orașul Roman, pentru că nu suntem totuși un centru universitar. De aceea o să amintesc o intervenție din anul 2018 de succes, care se practică doar în câteva spitale din țară și vreau să ne povestesc despre ce este vorba. Când am început în 2018, am încercat să aduc tehnica pe care am văzut-o la Iași și la Spitalul Roman și atunci am făcut pentru prima oară o nefrostomie percutanată, o operație de deblocare a rinichiului printr-o sondă pusă direct în rinichi, prin spate, sub ghidaj ecografic, fără tăietură, fără a deschide lomba sau rinichiul. Nu a fost singura, a fost prima dintr-un astfel lung astfel de intervenții chirurgicale, făcând câte 5-10 pe lună în funcție de complexitatea și de numărul de cazuri care se adresează cu astfel de patologie. Intervenția se face în continuare, iar cel puțin anul trecut, când a fost închis Spitalul Suceava, Spitalul Botoșani, Spitalul Piatra Neamț, din aceste zone erau pacienți care necesitau această intervenție chirurgicală. Ei sunau la colegii mei de la Iași, colegii mei de la Iași, având o problemă că atunci își renovau și blocul operator, fiind blocați și de COVID, spuneau, nu avem locuri, încercați mai departe, încercați la Roman. Și astfel am primit multe lanțul cazuri. Lanțul se oprea aici, da? Da, am primit multe cazuri de la Rădăuți, de la Vaslui, chiar din zona județului Bacău, de la Botoșani. Am avut pacienți care au venit pentru astfel de intervenții chirurgicale. Acum, odată cu redeschiderea unor spitale, se mai face și în alte părți. Uh-huh. Vreau să vă întreb dacă s-au schimbat patologiile. Vreau să vă întreb și ceva tipic pentru un medic urolog. De când e pandemia, ați fost nevoit să o faceți și pe psihologul în anumite situații? Nu de când e pandemia. Din totdeauna medicul este și psiholog. Pentru că mai cu seamă de când e pandemia. Pacientul când vine, vine ca la un confesor care îi spune tot și așteaptă să primească o rețetă sau așteaptă să primească o schemă de tratament. Mai mult decât atât, așteaptă și niște încurajări și atunci, chiar și pe timpul de pandemie, dar și înainte, meseria de medic implică și psihologie medicală. Nu s-au schimbat foarte mult patologiile. Până la urmă, toți bolnavii care vin acum veneau și înainte. Sunt cam aceleași patologii, doar că acum sunt mult mai grave. Ceea ce s-a schimbat optica oamenilor cu privire la spital. Au fost îndoctrinați că dacă vii la spital ai să mori de COVID și lumea o să te aducă acasă în coșciug și atunci trebuie să convingi pacientul că
Riscurile sunt un pic mai mari ca înainte, dar în anumite cazuri, în anumite intervenții chirurgicale, riscul de a nu te opera este mult mai mare decât riscul de a te opera. Ce v-a marcat profund de la începutul pandemiei și până acum? Trebuie să spun că la începutul pandemiei am fost un pic speriat de evoluția pandemiei, nu neapărat cu privire la sănătatea mea, ci cu privire la sănătatea celor apropiați mie, având și o mamă soacră și o mamă care au anumite probleme mai grave, iar COVID-ul le-ar putea afecta și chiar ar putea duce la o evoluție nefastă. Și atunci frica asta de a încerca să nu mă infectez, nu neapărat atât pentru mine cât pentru alții, a fost o frică prezentă. Din păcate m-am infectat și nu așa cum crede lumea din spital, ci printr-o transmitere intracomunitară de la o altă rudă și țin să precizez faptul că virusul nu este neapărat mult mai mortal decât o răceală simplă, dar este mult mai contagios. De la o singură persoană am ajuns să ne infectăm 8 persoane, dintre care una dintre ele a trebuit să stea în spital până la 4 săptămâni pentru a se vindeca cât de cât și nici acum nu este într-o stare foarte bună. Problema sunt aceste decese și aceste sechele care vor rămâne și mereu rămânem cu aceeași dilemă și aceeași întrebare. Dacă eu mă infectez, sunt tânăr, am o alimentație cât de cât ok, fac mișcare, eu probabil o să fiu bine, dar dacă o dau cuiva și acea persoană va muri din cauza mea, nu-l voi avea pe conștiință? Sigur, mai ales că ne putem întreba chiar și dacă mă voi infecta, cum se va manifesta la mine, nu? Că până la urmă și despre asta este vorba și tocmai ne-ați dat acest exemplu că din 8 persoane, nu la toți s-a manifestat virusul la fel. Nu. Schimbăm puțin spectrul și vreau să vă întreb ce ați fi schimbat la nivelul Spitalului Municipal de Urgență din Roman dacă dumneavoastră ați fi fost manager. Vă provoc la un exercițiu de imaginație. Ce considerați că îi lipsește unității sanitare romașcane în acest moment? Este o întrebare destul de complexă. Acum, cum au spus și alții colegi de-a mei, nu este nicio plăcere să fii manager. Avantaje financiare, materiale, nu sunt atât de mari încât să justifice stresul și munca pe care trebuie să o depui, plus responsabilitatea pe care o ai. Cum spuneam și mai devreme, după război mulți vitezi arată, dar în timpul războiului nimeni nu vrea să fie general în prima linie. Pentru că orice decizie pe care o ia se va răsfrânge și va fi judecat după terminarea pandemiei, așa cum sunt judecați acum mulți dintre conducătorii noștri care au luat anumite decizii. La nivel de spital județean, cum funcționează acum Romanul, spitalului lipsesc mai multe materiale, să spunem, sau anumite medicamente care sunt greu de procurat oricum pentru majoritatea spitalelor, dar cel mai mult e problema de personal. De multe ori s-a întâmplat să funcționăm doar cu jumătate din asistente, cealaltă jumătate fiind acasă carantinate pentru COVID sau colegi care s-au infectat și au lipsit 2-3 săptămâni. La nivel de personal aici am avut cea mai mare problemă. Faptul că avem foarte mulți pacienți, faptul că poate unii pacienți se supără că nu răspunde nimeni la telefon, dar nu știu de fapt că o asistentă are grijă de 30-40 de bolnavi și trebuie să scrie medicație, trebuie să administreze medicația, trebuie să recolteze analize, este foarte, foarte multă treabă și am fi putut beneficia de personal în plus dacă celelalte spitale care nu aveau o activitate așa de puternică ar fi putut redirecționa pacienți către spitalul nostru. Știu că este un lucru greu sau poate chiar imposibil de făcut, dar acest lucru ne-ar fi ajutat. Sigur, poate din punct de vedere personal, mi-aș dori pe plan profesional să am aparatură mai multă, să lipsește un laser, spre exemplu, sau am anumite aparaturi care s-au stricat, iar reparația costă destul de mult și mai bine lucrurile durează, dar se achiziționează unele noi, nu? Decât să... Da. Astea sunt mai mult pentru, să spunem așa, îmbunătățirea calității vieții și a pacientului.
Dar din punct de vedere al urgențelor, noi suntem echipați destul de bine ca să gestionăm toate urgențele și pe partea asta, pe partea de urgență, nu ne lipsește nimic. Considerați că problemele legate de comunicare, această comunicare dintre pacient și cadrul medical de la nivelul Spitalului Romașcan ar putea fi cumva remediate și această relație ar putea fi îmbunătățită? Dacă da, cum? Cred că comunicarea dintre medic și pacient, nu vreau să mă refer la alte cadre medicale și pacient, doar cea strict dintre medic și pacient, este cât de cât destul de bună la nivel de spital, cel puțin privind la mine. Încerc fiecărui pacient să-i explic ce înseamnă boala lui, de ce are nevoie de operație, ce riscuri sunt dacă face și dacă nu face operația. Și la sfârșit încerc să-i spun și conduita pe care trebuie să o aibă în perioada imediat următoare. Cu toate astea avem pacienți și pacienți. Avem pacienți cărora le explici de 3 ori un lucru și tot nu l-au înțeles. Avem pacienți la care pur și simplu nu au capacitatea să înțeleagă ce explici. Și aici vine comunicarea cu aparținătorul. Dar cu toate astea avem foarte mulți pacienți care vin fără niciun aparținător, nu te contactează nimeni din familie și pe partea cealaltă avem pacienți la care sunt foarte mulți aparținători care sună, nu se înțeleg între ei, au primit pentru anumiți pacienți în aceea zi telefoane de la 4-5 aparținători diferiți, fiecare întrebându-mă același lucru. Le-am spus, domnule, îi explic unuia aceeași problemă. Nu se explic la fiecare persoană alt lucru. Vorbiți între voi. I-am explicat unuia care e problema, vorbește cu ceilalți și rezolvați problema. E greu. Eu am fost și eu în calitate de aparținător, în care mama mea a avut nevoie de un transplant hepatic, a avut niște probleme neurologice după, a stat în comă vreo lună. Și era greu din punct de vedere al aparținătorului să sună singură dată pe zi, mi se spună 2 minute, starea e aceeași. Dar pe de altă parte trebuie să înțelegeți că și noi nu avem un singur pacient, avem foarte mulți pacienți internați în același timp. Per medic sunt în jur de 10-12 pacienți internați în același timp. Ca și chirurg ai nevoie de timp de sală, ai nevoie de să vezi pacientul la pansamente, ai nevoie să mergi în ambulator, să vezi alți pacienți, trebuie să mergi în urgență de fiecare dată când ești chemat. Timpul este insuficient în condițiile actuale de muncă. De asta am spus că de multe ori ajunsese să fie chiar așa hilar. Când stăteam foarte mult peste program, mă vedeau asistentele și îmi spuneau domn doctor, succes în gardă. Și încercam să le explic că de fapt eu nu mai fac gărzi. Dar timpul petrecut la spital spunea cu totul altceva. De asta, comunicarea medic-pacient este destul de bună. Ar putea fi îmbunătățită dacă am avea mai mult timp să stăm să explicăm fiecărui pacient toate complicațiile, toate problemele, dar cred că la nivel național lucrul acesta s-ar putea rezolva printr-un consimțământ informat specific pe fiecare patologie, specific pe fiecare operație pe care pacientul să-l citească. Am înțeles. Cum ați privit dumneavoastră gestul protestatarilor, acela de a merge în curtea spitalelor și de a urla adresându-se medicilor cu apelative destul de grele? Eu nu înțeleg de ce medicii sunt blamați. Până la urmă, dacă vorbim strict de patologia COVID, fiecare medic trebuie să respecte anumite protocoale impuse la nivel național. Dacă faci altceva, ești pasibil de pedeapsă. Aceste protocoale sunt stabilite pe baza unei majorități. Dacă majoritatea pacienților merg bine conform protocolului, atunci se merge pe acest protocol. Cu toate că vor fi mereu excepții și vor fi mereu persoane care să nu meargă bine cu acel protocol, care să aibă probleme. Sunt pacienți care de multe ori s-a întâmplat la spital să vină pacienți în sevraj alcoolic, care să sară pe geam, să se umble, să plimbe și care trebuie făcuți cumva să stea locului până când trece perioada de sevraj.
la unii chiar nu trece și am avut probleme și de genul ăsta. Am avut și probleme, pacienți care erau îngrijiți cum trebuie și cu toate astea aveau impresia că nu sunt îngrijiți deloc. Până la urmă, spitalul nu este un hotel de 5 stele la care am cotizat toată viața și acum ne bucurăm de el. Spitalul este un loc în care trebuie să te refaci, dar trebuie să și asculți. Pacienții nu au numai drepturi, au și responsabilități. Cu privire la protestatari, cred că este o problemă la nivel de optică. Românul întotdeauna a fost invidios pe cineva care, să zicem, are mai mult ca el. Și cu toate că abia acum, în ultimii 3 ani, s-au mărit salariile, oamenii au întotdeauna impresia că noi suntem plătiți mult prea mult pentru cât facem și nu ne comportăm cum ar trebui. Dar vreau să vă spun că din punct de vedere al salariilor și cel puțin din punct de vedere al banilor, noi suntem cel mai profitabil sistem sanitar din Europa. Noi cu 10% din banii pe care primesc alte spitale, ne facem peste 95% din intervenții chirurgicale și rezolvăm 95% din patologia medicală care este. Cred că este pur și simplu o neînțelegere și o neîncredere care a fost imprimată oamenilor în medici și au impresia că noi avem ceva beneficii din această pandemie. Cumva, da. Nu se întâmplă acest lucru. Avem numai de servicii din punctul meu de vedere. Avem pacienți pe care am vrea să-i operăm, dar nu avem loc. Pentru că spitalul e plin cu alte urgențe. Avem riscuri de infectare mult mai mari. De fiecare dată când operezi un pacient, riști să te înțepi, să iei de la el diverse boli. Fiind atât de mult stres, atât de multă oboseală, ești foarte predispus, posibil să faci greșeli. Și atunci trebuie să fii mereu vigilent, este oboseală psihică și, sincer, uneori aș prefera să nu mai muncesc atât de mult și să iau jumătate din bani, dar măcar să știu că am o liniște. Din acest punct de vedere, v-ar trebui un coleg la spital? În acest moment ar fi nevoie, ar fi loc. Spunem, înainte când operam doar pe zona aceasta a Romalui, era cât de cât în regulă, cât de cât puteam să manageriez cazurile ok, dar acum într-adevăr ar fi nevoie și nu cred că numai la urologie, cred că și pe alte specialități. Colegii sunt supraaglomerați și prea puțin pentru câtă patologie este. Uh-huh. Domnule doctor, vreau să vă întreb în final, cum considerați dumneavoastră că vom fi după pandemie? Mai bolnavi, mai abătuți sau optimiști? Triumfători? Cred că mai bolnavi psihic vom fi sigur. Pentru că se cultivă atât de mult ură, neîncredere în sistemul medical, în pacienți, încât cred că mai bolnavi vom fi. Eu sper să fim totuși în viață. Asta este scopul tuturor măsurilor care se iau acum. Să trăim totuși după ce trece pandemia. Pentru că s-ar putea, dacă nu respectăm și dacă nu facem ceea ce trebuie, să nu mai fim după pandemie și să putem să ne dăm cu părerea. Un mesaj pentru romașcani, pentru pacienții dumneavoastră, de ce nu? Invit toți pacienții să se adreseze Spitalului Roman pentru problemele care le au. Rugămintea este, dacă este cu adevărat urgență, să adreseze urgenței, dacă nu, ambulatorului. Și să aibă încredere că la Roman fiecare medic îi vrea binele și vrea ca acel pacient să plece sănătos în primul rând și în al doilea rând mulțumit de îngrijirea pe care a avut-o. Nimeni nu le vrea răul și toți vrem ca să ieșim cu bine și să trecem cu bine peste această pandemie. Domnule doctor, vă mulțumesc! Mulțumesc!